expoziția permanentă a Muzeului Național de Istorie a Moldovei, mai exact în Sala Tezaur, care prezintă vizitatorilor cele mai prețioase artefacte descoperite pe teritoriul țării noastre. Câteva vitrine sunt dedicate pieselor de harnașament. Cercetătorii susțin că aceste decorațiuni aparțineau poporului sarmatic, descris în izvoarele istorice ca un popor războinic de buni călăreți și arcași. Astăzi vreau să vă vorbesc despre popoarele sarmatice, triburile sarmatice, populația sarmatică. În literatură vehiculează mai mulți termeni, conglomerat de triburi și așa mai departe, care apar în zona noastră aproximativ în secolul 1, înainte de Hristos. Este o populație nomadă care a apărut aproximativ în secolul 4, înainte de Hristos, în nordul Mării Caspice, de unde s-a răspândit atât înspre est cât și înspre vest. Și cu timpul, după secolul 4, începe să se răspândească prin nordul Caucazului, prin stepele actuală regiunea Cubani, Volga, și încetişor merg spre Marea Neagră, până la un moment dat ajung undeva la mijlocul, cred, secolului 1 Antihristos, la Dunărea de Jos, inclusiv încet se ridică și în zona țării noastre. Luând în considerație că popoarele date sunt nomade, în primul rând se ocupau de păstorit, principalul element a culturii sarmatice erau cai. Cultul calului se vede în toate elementele existente, și în jevargierie, și în plastic. Avem un caz la o descoperire din anul 1960 de la Olănești, actualul raion Ștefan Vodă, unde chiar pe o plăcuță de piatră, care de fapt era ca cutie, era desenat, incrustat un cal de rasă, cu picioarele lungi, cu gâtul lung, care noi credem că era ceva un prototip de așa numită rasă de haltechin din Asia Mică a cailor. Adică calul era ceva, asta era pâinea, asta era transport, asta era prietenul de luptă. Calul pentru sarmați era totul. Și de ce noi ne-am străduit în expoziția muzeului să ridăm piesele de harnașament a calului, care era o chestie foarte principală pentru ei. Stabilirea triburilor sarmate în bazinul carpatic a implicat și o schimbare majoră a stilului de viață a acestui popor. Iazigii, roxolanii, alanii, care s-au stabilit aici în mai multe valuri, au renunțat la stilul de viață nomad practicat până atunci, adoptând un regim de viață dominat de agricultură și creșterea de animale. Desigur, creșterea cailor era ocupația lor primordială, aceștia fiind și aliații de nădejde în luptele cu alte triburi nomade. Multitudinea de piese de harnașament descoperite de către arheologi confirmă acest fapt. De regulă, piesele de harnașament erau din bronz, dar în cazuri excepționale, cum noi le numim de paradă, unde se întâlnesc piesele deja din argint, din aur sau combinate. Avem această reconstituire făcută, prima care este făcută din anume piesele din argint, care vedeți că are capăstru cu decorul de piept, pieptarul, așa numitele, cu zăbalele din fier, care de regulă pentru perioada respectivă erau de regulă din fier. Când perioadele recente se întâlnesc și din bronz și din oscher. După cum vedeți, ele deja sunt ornamentate cu diferite piese de decor. Adică harnașamentul arată atitudinea populației față de prietenul ăsta, calul. Cabalinele au avut un rol deosebit în viața sarmaților. Acest animal era util pentru a transporta obiecte diverse, dar mai ales în scopuri militare, pentru trupele de cavalerie și, desigur, pentru arat. Și a doua reconstituire, exact
tot din argint, cu partea lombară, cu decor lombar, cu falerele așa numitele. Și că în vitrine o să vedeți, sunt două complexe diferite, ăsta este de la Badragi și ăla de sus, falerul de sus, cu tamga, apropo, tamgaua regelui din argint, de la Hrușca. Falerul care este reprezentat sus, din argint, cu trei inele, adică falerul este peptarul calului. În interiorul lui se vede un semn care reprezintă o tamga, ceea ce este semnul unei persoane, noi dacă, în cazul dat cunoaștem, este semn regal. După izvoarele scrise, sunt cunoscuți câțiva regi a popoarelor sarmatice. Noi, pe teritoriul Moldovei, avem patru stele din piatră cu tamgale a regelui Farzoi. Falerul dat a fost descoperit în satul Hrușca, în Istru. Propriu zis, obiectul face parte din ceea ce am spus, din harnașament, piesă de harnașament de paradă. Adică nu era piesă care se purta în fiecare zi. Era ceva mai deosebit. Și aici, că îl vedeți, alt complet de piesă de harnașament este din raionul Iedineț, satul Bădragi, Bădragi Noi, din câte eu țin minte, tot cu un faler cu semn solar. Tot faler, un peptar. Și vedeți că elementele, iarăși toate elementele, în afară de zăbală, sunt făcute din argint. Adică sunt făcute din metale semiprețioase și întotdeauna calului îi se atragea o atenție deosebită. O serie de izvoare antice descriu modul de viață al sarmaților, strâns legat de existența pășunilor și creșterea cailor, necesar deplasărilor, războiului și hranei. Iată de ce piesele care decorau elementele de harnașament ale cailor, în special cele confecționate din metale prețioase, descoperite pe teritoriul țării noastre, reprezintă izvoare istorice atât de importante.